discutăm la Pulsul Zilei cu un fotograf profesionist, Aurel Vârlan, mai ales că de când cu rețelele de socializare, care ocupă un loc important în viața noastră, suntem tot mai atenți la fotografiile pe care le postăm. Chiar dacă le facem noi sau ni le fac alții, urmărim trendurile internaționale, iar un număr considerabil de like-uri vin după o poză care întrunește standarde de calitate. Cum facem poza corectă? Aurel Vârlan, bună seara! Bună seara! Eu cred că majoritatea fotografiilor sunt făcute pentru a exprima ceva, nu neapărat ședințe foto de familie sau de momente de wedding, de ceremonii. Și acelea sunt importante. Importante. Și eu lucrez câteodată evenimente, dar așa cum păstrând proporția, așa cum un poet folosește cuvintele altfel decât un om obișnuit, așa un fotograf care simte nevoia să se exprime, folosește imagine în a se exprima. Ședința foto este ceva important. Oamenii vor ședințe foto, oamenii fac fotografii și dincolo de ședințele foto. Nu cred că e cineva care pleacă în concediu care să nu facă o fotografie, indiferent, aparatele foto sunt de multe categorii, aparate profesionale, compacte, mirrorless, cum se poartă. Chiar asta era următoarea întrebare. Facem poze cu telefonul mobil? Am văzut că telefoanele mobile au devenit din ce în ce mai performante. Sau recomandați o ședință foto făcută de un profesionist cu un aparat profi? Dacă e vorba de eveniment ca atare, clar, trebuie un profesionist cu un aparat profi, că dincolo de calitatea aparatului știe omul la ce să facă. Dar noi, în marea majoritate, facem fotografii ca să povestim despre locurile în care mergem, să povestim despre un prieten, să povestim despre locul unde luăm masa, cum vedem pe rețelele de socializare. Nu prea contează atât de mult aparatul cu care faci fotografia în momentul în care exprim ceva. Important este să exprim ceva, să spui ceva cu o fotografie și să o povestești cumva, să aibă ceva de spus. De mult se spunea că o fotografie bună face câte 1000 de cuvinte. Bun, o fotografie bună chiar face câte 1000 de cuvinte. Poți să descrii un loc cu o fotografie făcută bine. Ca să o faci bine, trebuie să te instruiești un piculeț, indiferent tu singur pe diferite medii online de pregătire sau mergi la diferite cursuri de antrenament, ture foto. Eu acum, în weekendul trecut, am fost la o tură foto în Bulgaria. Alături de alți 7 fotografi, am avut 3 zile de fotografie. Eu câteodată țin eu workshop-uri de fotografie și câteodată mă duc cu drag și la alte workshop-uri organizate de alții. Acum, în sfârșit de august, este cea mai mare manifestare, cumva, vizuală, VSLO. Vama sub lumini de Oscar, de pe 19 pe 26. Eu în continuare rămân cu un workshop de fotografie în Vama și unii dintre cei care vin la VSLO rămân la mine. Și tot așa. E o viață. Este un mod de a privi și de a gândi. Este un mod de a privi lumea din jur. Altfel vezi, în momentul în care te antrenezi pe imagine mult, e foarte important să observi detalii. Să vezi detalii, să vezi de la detalii la lumină, la expresia unui om. Toate astea le vezi altfel când te antrenezi pentru fotografie, și sclipirea din ochii unui om și zâmbetul, îl vezi și îl vrei să-l captezi. Ori cu puțin antrenament înveți să-l și captezi bine. Se lucrează foarte mult cu programele de editare ale telefonelor mobile. Atunci când facem poze cu telefonul mobil, vrem să strângem cât mai multe like-uri și se apelează la o schimbare de lumină, la tot felul de astfel de lucruri. Cu sau fără filtru? Cum e recomandarea unui profesionist? Sunt două aspecte. Programul de editare și filtrele la fotografiere. Filtrele adevărate. Harry Cartier-Bresson, când a fost în România, fiind părintele fotojurnalistului modern, cum se spune, îl găsim și în Wikipedia, a fost întrebat de cineva de la noi care chiar a scos o carte de filtre. Ce părere are despre filtrele puse pe obiectivul foto la fotografiere? Și Harry Cartier-Bresson a răspuns așa: dumneata mă întreb pe mine
ce părere am despre o sticlă de 30 de dolari pusă în fața unui obiectiv de 2000 de dolari și ai vrea să și răspund. Deci filtrele, dacă le folosim, dacă avem nevoie de ele. Altfel, fotografia poate fi păgubită cu filtre folosite necorespunzător. Programele de editare, într-adevăr, orice fotografie, eu chiar recomand, indiferent că e pe telefonul mobil sau pe un calculator, laptop sau astea, fotografiile trebuie trecute un piculeț printr-un program de editare și aranjate, ajutate un pic. Un om se șterge pe față că e transpirat. Da? Și aranjează un pic părul. Păi, de ce un om face lucrurile astea și o fotografie nu trebuie ajutat un pic să fie adusă măcar într-o zonă mai bună, un shape mai bun. O formă mai bună a ei ca atare, printr-un program de editare. Chiar și pe telefon. Ca să concluzionăm, da. Putem să ne transformăm fiecare dintre noi în niște mici fotografi profesioniști? Suntem mici fotografi. Acum, limita dintre că suntem fotografi și ajungem la nivelul profesionist, asta e o ținută. Noi suntem fotografi cu toții. În momentul în care am pus mâna pe telefon, pe un aparat foto și am captat o imagine, noi deja ne-am însușit ideea de fotografie. Ăla care a scris un haiku, două rânduri, el s-a îndreptat spre poezie. Nu poți să spui că e Nikita dintr-o dată. Da, el deja a făcut pași spre poezie. Așa și un fotograf. În momentul în care a capturat, și acum venind înainte, am stat de vorbă cu cineva, mi-a arătat câteva fotografii, unde dincolo de ceasul prins în vacanță, mi-a arătat că s-a jucat cu o lumină care pica în pahare, puse pe o balustradă, pe malul mării. Bun, cineva care teoretic nu e fotograf, dar făcea fotografie și chiar a compus. Ori... Asta se învață la școală. Eu am un startup în Nation, exact pe fotografie. Țin niște cursuri și workshop-uri. Și culmea că acum, surpriza mea mare, după un an de zile de implementare, este că în sesiunea din toamnă, care încep iarăși un curs al meu de inițiere, contabilul meu vine să îl ajut să învețe fotografie și chiar am un challenge că chiar vreau să-l învăț fotografie și să-l văd după aia că se duce într-un grup de fotografi și că e apreciat și câștigă și un premiu. Deci am avut... Aștept să ne spuneți cât timp a durat până l-ați învățat și până a ajuns la nivelul profesionist. Câteva săptămâni, câteva luni maxim. Mulțumesc foarte mult pentru prezența, Aurel Vârlan.